dacă vă gândiți la situația de securitate din zonă, avem nevoie de stabilitate, de încredere regională. În această arhitectură, România poate să joace un rol de polarizare al vecinilor pe un subiect și forțele pentru operații speciale din Armata României sunt acest subiect de coagulare al vecinătății, al câștigării încrederii. Comandamentul este, într-adevăr, un instrument prin care se încearcă atingerea acestei strategii. Toată lumea se uită la filme de acțiune, genul Rambo este foarte familiar tuturor. Aceea este o dimensiune kinetică a noastră. Noi avem și alte dimensiuni non-kinetice, de la asistență militară, pregătirea unor structuri de securitate ale forțelor partenere, prin care încercăm să aducem stabilitate și pace în zonă. Nu este doar violență, este și foarte multă înțelegere, reconstrucție și câștigarea încrederii forțelor cu care lucrăm.